Suntem în direct? Și am posibilitatea să facem. Ia să vedem. A plus B, da măi, la pătrat. Este ca și cum am scrie A plus B pe lângă A plus B. Asta înseamnă un număr la pătrat, dar hai să o luăm mai ușor. Rezultatele acestea ne încântă și dăm peste lucruri care trebuie reținute copii definitiv. Aștept formulele, domnule profesor. Așteptăm să vedem. Aștept formulele. Aștept, dar le punem din nou. Le punem din nou, dacă... Eu aștept să văd că care-i demonstrația a fost o îmbunță. Și după aceea să mai fac probleme cu genul ăsta. Da. Asta mă interesa, Adi. Așa nu e. Cum trebuie să fii? Ai, mai e așa de simplu. Uite, Adi. Am spus așa, că A plus B, totul la a doua, este egal cu A pătrat, din modelul pe care l-am făcut, egal cu A pătrat, plus 2AB, plus B pătrat, da? Ce A plus B pătrat? A pătrat, plus 2AB, plus B pătrat. Și că, tot așa muncim noi, A minus B, totul la a doua, am găsit că este egal cu A pătrat, minus 2AB, plus B pătrat. Vreau să vă spun că ce vă dau acum este foarte important pentru că veți face clasa a șaptea. Da? Clasa a șaptea veți face așa. Numai că acum voi avea șansa să o faceți mai devreme, da? Ei bine, hai să vedem ce înseamnă 5 la a doua. Hai să plecăm de la asta. 5 ori 5. Egal cu 5 ori 5. Da? 5 la a doua. Ce înseamnă A de A plus B? Totul la a doua, când e ceva la a doua, înseamnă că baza, de la putere am învățat asta, baza se repetă, se mulțește de două ori prin ea. Numărul exponent, da. Dacă ar fi de la a treia, de trei ori trebuie să spun. Deci egal cu A plus B, A plus B. Pe lângă A plus B. Bun. Dar acum am să mai insist la un lucru. Uitați-vă la domn profesor cum a scris A plus B pe lângă A plus B. Deci A plus B. Într-o paranteză. Într-o paranteză. Păi așa de 5. Ori 5. De ce n-am mai pus pe 5 în paranteză? Că nu e la adunare. Corect. Ei bine, insist un pic la următorul lucru. Încă din clasa a 3-a, și te rog Daria să mă urmărești. 3 înmulțit cu 7 plus 2, cât face Daria? 3 ori 9, 27. Așa este. 3 ori 9, 27. 27. Dar tot atât de bine în Daria, pot să spun că este 3 ori 7, 21, da, plus 3 ori 2, da? 6, da? Și deci după 7 l-am văzut așa, ca fiind 21 plus 6, adică el vine de la 3 ori 7, asta este lucrul esențial pe care trebuie să-l numim. Plus 3 ori 2. Plus 3 ori 2, da. Se numea într-un fel, dar am uitat acum. Acum spunem noi împreună. Deci iată, 3 înmulțit cu 7 plus 2, 3 mulți cu 7 plus 2 înseamnă 3 ori 7 plus 3 ori 2. Și se numea... Distributivitate. Da, distributivitate. Da? Distributivitatea. Deci, 3 se distribuie tuturor factorilor de aici. Este vorba de distributivitatea înmulțirii față de adunare. Scrieți cuvinte ca să nu mai uităm. Da? Distributivitatea înmulțirii față de adunare. Da? Distributivitatea înmulțirii față de adunare. Și insist, Adi. Da? Distributivitatea înmulțirii față de adunare. Eu insist încă. Uite, Adi, 3 înmulțit cu 5 plus 2 minus 4 este egal cu, te rog să-mi spui. Daria, nu? Daria. Zic tu, Daria. Distributivitate sau așa? Da, distributivitate. 3 ori 5 plus 3 ori 2 da. Minus 3 ori 4. Minus 3 ori 4. Și este egal cu? 3 ori 5, 15 da. Plus 6 da. Minus 12. Și face ca rezultat? 3, 6, 21, minus 12, 9. 9. Deci 9. Eu făceam așa, 15 minus 12, 36, 9.
faci și smecherile astea, că nu trebuie să-i faci în ordine. Dar pe mama așa să-ți faci 15. Domnul profesor, eu am făcut din prima acolo paranteză. Păi nu. Așa, lasă, că e bine, îmi place ce spune. Am făcut 5 cu 2, 7 minus 4, 3, 3, 9. Da, și am făcut din prima. Și tocmai, dovada clară că ce facem e corect. Da? Deci este bine, nu este o greșeală. Ai muncit mai puțin, e drept, dar eu scot în evidență altceva acum. Da. Ideea de a distribui înmulțirea tuturor termenilor din paranteză. Deci cum se mulțește un număr cu o paranteză? Se mulțește numărul acesta cu fiecare element din paranteză. Corect. Asta înseamnă distributivitatea. Dar orice egalitate poate să fie văzută din stânga spre dreapta, dar și din spre dreapta spre stânga. Și voi ați aplicat de multe ori asta. Văzând pe 3, 3 comun, zice scoatem pe 3 factori comuni. Asta e miezul problemei scolare. Distributivitatea este cea care ne asigură... Deci acolo a plecat altă. Da? Deci asta este ideea foarte importantă. Când scoatem un factor comun, când scoatem un factor comun, ne bazăm pe distributivitatea mulțirii față de adunare. Corect. Da? Deci orice egalitate trebuie văzută și din stânga și din dreapta. Vrei să spui ceva, Daria? Nu, mai vreau. Mai vrei să zic chestia asta, da? Ai înțeles acum ce rău mai are. Acum. Dacă în loc de 3 este o paranteză. 1 deci, plus 2 sau? Da. Deci pe 3, hai să zicem așa. 1 plus 2. Înmulți cu 5 plus 2. Lasă-l numai așa. 5 plus 2. Ok. Ne închipuim că e 3. Deci vine 1 plus 2 ori 5. Deci este egal mai departe cu 1 plus 2 ori 5. E 3 de înainte, da? E 3 de aici pe care avem ca 1 plus 2. 1 plus 2 ori 5, plus tot 1 plus 2, Daria, e bine, nu? E 3 de înainte. Oricât, ori e 2. Da? 1 plus 5 ori 2. Da, e corect. 1 plus 2 ori 5, plus 1 plus 2, toată lumea scrie asta. S-a scris. Deci vă arăt acum, e foarte tare. 1 plus 2 ori 5, plus 1 plus 2 ori 5, plus 1 plus 2. E, acolo vreau să ajung, dar trebuie să mă pregătesc, Adi. Da, știți, eu m-am gândit la o soluție mai ușoară la acest exercițiu. Bine, soluția mai ușoară este aceea în care face calculul din paranteză. Nu. Ce calcul? Deci tu vrei să faci 1 ori 5? Da, 1 ori 5. Plus 1 ori 2? Nu, plus 2 ori 2. Ei, nu e suficient. Aici e poanta. Aici e poanta. Da, nu? Ca, e să vezi. Asculta. E suficient? 5 și 2 ori 2, 4. Și 5 cu 4? 4, 9. Și la mulțirea asta cât va face? 3 și cu 3 ori 7, 21. Dar nu dă tot 9, mami, pentru că 9 e rezultatul de mai sus. Dar uite că domnul profesor a schimbat. Am schimbat acum exercițiul. Nu mai are minus 4. Nu mai am zis minus 4 ăsta. Numai 2 termeni a pus. Da? Și în condițiile astea, 1 și cu 2 face cât? 3. 3. Și 5 cu 2 fac 7. 7 ori 3, 21. Și nu face cât ai spus tu mai înainte. Ai înțeles? Deci nu e suficient, dar asta vreau să scot în evidență. Nu e suficient 10 1 ori 5 și 2 ori 2. Vei vedea că nu e suficient. Mai am alte mulțiri. Și acum, hai să vedem aici, Daria. Aici din nou este distributivitatea mulțirii față de adunare. Și ar zicem? 5 ori 1. Plus 5 ori 2, da? Da. Deci egal cu 5 ori 1, plus 5 ori 2, plus 2 ori 1, plus 2 ori 2. Și este egal cu 5 plus... Nu mă interesează, vreau să privesc aici, că îmi place foarte tare. Deci, iată câți termeni am obținut eu din înmulțirea asta. Să-i scriu așa. Deci 1 plus 2, 1 plus 2, totul de înmulțit cu... 5 plus 2. Totul de mulțit cu 5 plus 2. Am obținut 4 termeni, Daria, vezi, nu cum ai zis tu. 1 am 5... așa, 1 ori 5, Daria. Da, este 1 ori 5? Acolo, 1 da. Ori 5. Sau 5 ori 1, da? Este. Eu zic 1 ori 5. Plus. 1 ori 2 am, Daria? Da. Plus 1 ori 2. Trebuie să fac și 1 ori 2. Apoi 2 ori 2 și apoi 2 ori 5. Corect. Da. Nu o să fac 1 ori 5. Deci numai jumătate. Așa. Numai jumătate tu prezesești. Deci, da. Deci 1 ori 5, 1 ori 2. Și acum... Iau cu 2. 2 ori 5 este an, dar ia. 2 ori 5. Da. Plus 2 ori 5. Plus 2 ori 2. Plus 2 ori 2. Și acum e prins pe toți. Da. Și acum, dacă fac calculul, vine 5. 5 plus 2.
5 plus 2 plus 10 plus 4. 10 plus 4? Și face cât în calcul? 7, nu, stați puțin, că fac ca dumneavoastră. 17 plus 10, 17 plus 4, 21. Face exact 21. Este exact cât ați făcut calcul aici, că de zicem 3, 3 mări în 7. Și la fel și sus. Adi spune așa. Eu nu înțeleg ce pierzi timpul profesor aici. Când tu puteai să faci, să dai... Adi, știi ce am făcut acum? Și pentru toată lumea, toți cei care au privit. Am arătat cum trebuie să facă colegii mei atunci când fac formula aceasta. Asta. Când o să o fac la clasă, am insistat. Și le-am spus, dragilor, nu veniți cu formula aceea și a pus pe totul la a doua egal aici cum? Sus, aveți scris. Aorea, le iau pe primul și puteți pe amândoi. Da. Bine, aorea, a la a doua. Plus aor B. Plus AB. Plus, și-am terminat cu aul. Da. Bine, B-ul. B-ul. Plus B pătrat. Da. B ori B. Și face A pătrat, A ori B egal cu B ori A, vine plus 2AB. Da. Plus B pătrat. Ei, dacă făceam așa, copiii aceștia nu înțelegeau nimic. Ce am făcut eu? Mi-am pregătit terenul. De unde am plecat, Daria? De la distributivitatea înmulțirii față de adunare. Asta e miezul problemei. Și acolo am așa amintit despre scoaterea în factor comun, cum o egalitate este ca așa. Deci, dragilor, colegilor mei mă adresez acum. Nu vă uitați că pierdeți ceva timp. Dar dacă în timpul lecției aveți răbdare să faceți temenic ceva, le rămâne copiilor definitiv asta. Da. Dar dacă aruncați niște formule pe tablă, azi din vezi mâinile uiți, n-ai făcut nimic. N-ai făcut nimic. Deci asta e mare problemă. Dar voi mai știți să mulțiți două paranteze? Cu un pic asta mă sperie. Am vorbit de mulțirea două paranteze, dar acum eu am explicat de ce se întâmplă asta. La mulțirea două paranteze azi, se ia primul din prima și se mulțește cu tot celălalt de aici. Da. Și e puizat. Când mă luăm pe al doilea, iar înmulțim cu toți. Ai înțeles, Daria? Da. Deci vine A ori A. A ori B. Mai are A pe cineva să influențeze? Era foarte ușor. Dacă era A plus B egal cu A plus B ori A plus B. Pentru că era foarte mai ușor să pui două cifre. Plus? Da. Sau A ori. Că deci, nu se vede ori. Ea e obișnuită cu ori acela. Da, și noi suntem obișnuiți, așa se va întâmpla, cu punctul. Și poate aici e o neînțelegere. Dar hai să mă întorc și să insist. Miruna, deci ceea ce am făcut acum este atât de important încât eu chiar vreau să insist, să vă spun copii. Eu vreau să ajungem la formula asta. Că asta este problemă. A plus B la pătrat, da. Egal cu A pătrat plus 2AB plus B pătrat. Și puteam, ne-a fost atrasă atenția din modele, dintr-un exemplu ne-a fost atrasă atenția. Autorul, de fapt, asta a vrut să facă. Normal. Și, sesizând egalitatea asta, o puteam lăsa. O să o faceți voi la școală, copii, la anul șapte, ăsta, la 7, și o să merg mai departe, să fac un exercițiu. Sau, să ne aleg varianta a doua, încă să-mi pregătesc terenul. Adică, cum mi-am pregătit terenul? Am plecat de la distributivitatea înmulțirii față de adunare. Și am făcut un pas mai departe, că în loc de 3 am zis 2 plus 1, ca să mă duc spre înmulțirea două paranteze, că mie asta îmi trebuie foarte tare. Corect. Poate da? Formula aceea o uitați, că e A pătrat plus 2AB plus B pătrat. Și atunci o demonstrezi. Și o demonstrezi, corect. Puneți A plus B de lângă A plus B și gata. Știi, se mulțești două paranteze, corect. Și aplici acolo toată și tehnologia asta și atunci totul merge perfect. Așa da. Toată povestea asta. La pătrat, domnul profesor. Și acolo avem legea semnilor. Iată ne putem pune la punct. Și iar mai, mai facem un pas, ne apropiem de câte corect. Ceva. Deci, matematica asta este într-o perfectă înlănțuire. Nimic nu este aruncat peste gard. Deci să facem și A minus B la pătrat. O să facem un dată, dar acum să terminăm cu A plus B tot la doar, pentru că n-am finalizat, am anticipat. Deci, A plus B totul la a doua este egal cu A plus B. Vorbește, te rog. Ori A plus B ori A plus B. Și egal mai departe cu? Și
și egal mare parte cu A la a doua. Deci A-ul ăsta îi bate pe toți celălalt, da? Deci A-ul ori A la a doua. Plus AB. Plus AB, da. Plus BA sau AB. BA sau AB, că produsul este comutativ, plus AB, poți să zic, nu? Plus AB. Așa. Plus B la 2. B la 2. Și acum îi dăm mai departe. Termenul asemenea înseamnă date, sunt aceleași litere la aceeași putere. AB este identic cu AB. Da, scoatem factorul cu AB. Nu scoatem AB. Adunăm. Un măr cu un măr. Un măr plus un măr, fac două meri. Deci vine A pătrat, A pătrat plus de două ori, 2 de aici, da. 2 AB, așa. Plus B pătrat. Iată că am pus acum formula A plus B totul la pătrat, e ca A pătrat plus B AB plus B pătrat. Dacă uitați vreodată că e A pătrat plus B AB plus B pătrat, faceți A plus B pe lângă A plus B și ajungeți să o fac acum. Și ieșit din încurcătură. Asta este, eu v-am arătat de unde, care e mecanismul. Adi, hai să vedem și A plus B totul la 3. A plus B totul la 3. Totul la 3? La 3, domnul profesor. La 3, pardon, da, mulțumesc. Apoi avem așa, egal cu A plus B. B la a doua, poți să spui așa la a doua. A plus B. Direct la a doua. A plus B la a doua, înmulțit încă o dată cu A plus B. Da. E corect, Miruna? La a doua plus 2 ori. Da, A plus B la a doua, noi știm că e la a doua plus 2, AB plus B la a doua. Că am muncit mai devreme, da? Deci încă o dată, A plus B la a treia am scris bine, nu? A plus B la a doua, încă o dată A plus B. Puteam să spun A plus B ori A plus B ori A plus B. A, și acum ai A la a doua plus 2 ori plus 2 AB, se zice. Plus B la a doua. Hai să scrim invers. A plus B mai întâi. A plus B, că doar produsul e comutativ. A plus B pe lângă asta altă, care am făcut-o, am muncit, este A la a doua plus 2 AB plus B la a doua. Și dau mai departe cu. Fiecare termen din prima paranteză. Iar suntem la mulțirea două paranteze. Luăm pe primul. E A la a treia. Așa vă face. Deci egal cu A la a treia. La a treia. Plus. Scriem, scriem, scriem. Da. 2 A la a doua B. Bravo. Foarte bine. 2 A la a doua B. Miruna. Plus. A plus A ori A ori B la a doua. Așa. Plus A ori B la a doua. Plus Anca. Plus A cu A am terminat. A la mulțit și pe ăsta și pe ăsta și pe ăsta. Am epuizat. Începe B. Începe B-ul acum. Plus. B ori A la a doua B. B ori A la a doua. Tot A e A la a doua B. Ori A la a doua B ori B ori A la a doua, da? B A la a doua B. Plus. Gata. B la a doua ori A ori 2. Anca. Plus B ori ăsta. 2 ori scriem întâi, 2, da. A-ul scriem, A, ceva ce B la a doua, da? 2, A, B la a doua. B ori B face B la a doua, deci plus 2, A, B la a doua. În sfârșit, B ori B la a doua face plus B la a doua. Și iată cât face. A la a treia. Da? Plus, să vedem de același fel. A la a doua B mai avem? A la a treia mai am cineva? Trebuia să mă uit. Nu. Dar A la a doua B. Da, da. Este aici și aici. Și aici, da? Cât o să fie două mere plus un măr? A la a doua B. A, dar e 2 A la a doua. Deci 2 de ăștia și încă 1. Și cu 1? 3. 3 de ăștia. A la a doua B. Sunt 3. Da? Nu sunt mulțiți, sunt adunați. 3 deci plus A la a doua B. A la a doua B. Plus. Plus acum. Ia să vedem de A, B la a doua. A, B la a doua mai avem? Da. Da. 1 acolo, de A, B la a doua și 2 acolo. Deci 3 ori A la A, A, A B la a doua. Plus 3 ori A, B la a doua. 3 plus ori A, B la a doua și plus B la a treia. A treia. Și asta e tot? Și asta e tot și asta e iarăși o formulă. Pe care profesorii vă pun să învățați pe de da. Cam lungă, dar nu contează. Da, dar trebuie să găsim o șmecherie la ea. O să vedem imediat. Deci, și cu A la a patra la fel, nu? Bă, sigur că da, facem și una de la A la a patra. Hai mă să vedem ce se întâmplă. Vezi, de acum ne-am strânit curiozitatea. Ce este tehnologia asta de lucru, nu? Ne-a fost strânită curiozitatea și nu ne lăsăm. Vrem să descoperim și mai mult. La șapte o să știți. Hai să vedem. A plus B totul la a treia egal cu A la a treia. Să ne spune cineva că am uitat eu. A plus B la a treia egal cu? Egal cu... Uite-mă acolo jos scrisă pe tablă. Aia mai stupicăția. Da, așa. A la a treia. A, dar nu am văzut-o. A la a treia plus treia
2B. A la a doua B. Așa se zice. 3A la a doua B plus... plus 3A B la a doua. Așa, și plus B. B la a treia. B la a treia. A doua formulă. Și fii că tu ai mai provocat cu chestia aia, să vedem la a patra. N-ai avut ce face, treaba ta, tu ai vrut, asta păi face. Păi eu am vrut să văd dacă... Vă să vă prindă bine puiilor. Este excepțional, excepțional ce facem acum. Hai să vedem mai de pe 3, nu 3, A plus B, totul la a treia. Da? A plus totul B, la a patra. Totul la a patra, totul la a patra. Apoi știm cât e A plus B, totul la a treia. Facem că e dat cu A plus B, cu A plus B totul la a treia. Sau A plus B pe lângă Adi, A plus B totul la 3 să fie în ordinea păi, asta. E corect? Da. Că e 1 și cu 3 fac 4. Păi da. Și e mai departe. Dar nu putem scrie direct A plus B totul la 3 și am lăsat așa ca să vezi că se mă uite și cineva la noi. Și eu vreau să fie înțeles nu numai de voi. Corect. Ci de toți, de toți cei care vor privi aici, da? la profonă. Deci vine A plus B. Pe lângă Adi. Acum scriem. Acum scriem cine este A plus B. Așa, A la 3A. Așa. Plus 3A de la 2B. Nu, 3A la 2A B, se zice cu. Așa. Plus 3AB de la 2A plus B la 3A. Plus B la 3A. Și acum, bravo, de cât se rog toți. Iar, vizită cu obiectivitatea mulțimea. Da, așa, și A la 4A plus 3A la 3A B. Corect. Plus A la 3A nu. 3A la 2A B la 2A plus B la 3A din cât știu eu și am terminat cu A. Plus A B la 3A. A da. B la 3A. Da? A ori B la 3A. Păi da. Ai zis așa, A B la 3A da. A fost atent, da? Bun. Și ai terminat cu A plus. Anca, fii atent că l-a prins șmecheria. Miruna, fiți atente. Deci el a zis așa, A îi bate pe toți. Și zice, A ori A la 3, A la 4. Bate pe toți și B-ul la fel. Și B-ul va face la fel. Să fii tu, Miruna, în continuare. 3 A la 3, ca să-mi termin ideea, 3 A la 3 B, ca zis A la 1 și A la 2 face A la 3. Aici nu știu ce am spus eu. 3 A la 3 B. Pe urmă, A ori plus 3 A la 2, că e 1 și 1 face 2. A la 2, B la 2, și a spus foarte bine. Și plus A, a la 3. B la 3. Ei, și acum a plus Miruna. Puneți terminii cu A primii, ca să vă obișnuiți așa copii. Deci, păi am pus tot terminii. Plus? Acum a început cu B, dar pe locul întâi să punem A. Asta încerc și eu să răspund. A la 3, B, Miruna. Da? E aceeași chestie. A la 3, B. 2 ori 3 egal cu 3 ori de produs este comutativ. A la 3 ori B. A la 2, A, B la 2. Dar scrii, nu? Da. Ha, se face. Plus 3. A la 2, B la 2, zi bine. Așa, A la 2, B la 2. Plus. Plus 3. Plus 3, A la... Plus 3, A, B la 3. 3, A, B la 3. Plus? Plus B la 4. Plus B la 4. Și acum să reducem termina semne. Anca, te rog, A la a patra mai este undeva? Mai găsești un termen A la a patra? Nu. Egal cu A la a patra. Plus 4 A la a patra B. Stai puțin să vedem. A la a patra plus. A la a treia B. A la a treia B, Anca, caută cu privirea de un cap la celălalt. A la a treia B, dacă mai găsim. Da. Avem 1, 3 ei și mai este 1. 3 de aici, acolo. Și cu A la 3 B ăsta de aici, subliniem. Da. Cât fac sunt? În total câți? 3 mere și cu un măr. 4. 4 de aici ăștia. 4 de aici la 3 B. Da? Eu nu prea înțeleg asta, domn profesor, observ. Cum? 4 de aici la 3 B. Eu asta observ între ei. Deci hai să insistăm. A la 3 B sunt 3 de ăștia. Și mă iau pe A la 3 B de aici. Și atunci fac în total 4. Dar A la 2 B la 2 la timpul lui, că nu sunt termene asemenea, nu sunt asemenea între ei. Ca la 2 B la 2 este altă exprimare. La A 2 și la A 2. Ori la A la 2 B la 2 mai găsim data viitoare. Da, dar vedeți A la 3 B, atât am găsit 4 din ăștia.
Cu a la a treia B. Copii, ce înseamnă termenul asemenea? Să fie aceeași litere. Da. Aceeași litere, dar aceeași putere. Deci asta înseamnă, deci de asta domn profesor vă zice mere, dar de fapt sunt aceleași litere la aceleași puteri. Ăștia sunt termene asemenea. Notați în cuvinte. Termene asemenea sunt acele. Termene asemenea sunt acei termeni care au aceleași litere, da? Care au aceleași litere la aceleași puteri. Deci fiecare literă la aceeași putere. Vă dă încurcați așa, de unde domn profesor scoate chestiile alea? De aici. Da. E A la a treia B, îl întâlnim de 3 ori, plus o dată, adică de 4 ori, A la a treia B. Bun. Și acum, A la a doua B la a doua. A la a patra, spuneam, să le luăm de la capăt. A la a patra, mai găsim undeva A la a patra, trecând cu privirea? Nu mai găsim. Nu. N-am scris. A la a treia B, iar caut. A la a treia B. Mă uit, a literele A și B, da. Dar A e la a treia și B e la a întâia. Da. Aici nu-i bun. Nu, acolo aici nu. Nu-i. Aici. Aici e da. E A la a treia B. Corect. Și unul de ăsta. Și cu trei de ăștia fac patru. Corect. A la a doua, B la a doua. Ia să vedem, mai avem. Spuneți-mi voi, A la a doua, B la a doua. A la a doua, B la a doua, da. Da, avem o dată trei. Trei sunt aici. Da, și acolo. Și mai avem trei acolo. Cum o să scriem? Plus cât? Șase, da, și ăștia. A la a doua, B la a doua, nu plus B la a doua. Șase. A la a doua, B la a doua. Așa, șase de al de A la a doua, B la a doua. Bun. Adică cine urmează acum la rând? Am... După ăsta l-am copiat, după ăsta l-am copiat, am rezolvat și pe ăsta. A, ori B la 3, A, B la 3, oare mai avem? Și mai avem? 4 ori, acolo, la 3, A, B la 3. 3 de aștia și cum? Adică 4. Aaa, fruci tare. 4, A, B la 3. Plus, ce ne-a mai rămas? Cine e atent? Plus B la 4. Plus B la 4 și s-a terminat cu ei. B la 4 și s-a terminat. Iată și formula pe care am găsit-o. Este asta. O punem dedesubt aici, este egal ca rezultat. Da, Adi, te rog. Dar Anca, noi putea să o spui și tu, ca de deci A plus B totul la a patra, am demonstrat că este egal cu A la a patra, mai tare, Anca. A la a patra plus 4 A la a treia B. Bravo. Plus 6 A la a doua B la a doua. Plus 4A, B la 3, plus 4B. Plus B la 4, apoi eu. Da. Nu 4B, B la 4. Tu știi ce înseamnă 4 ori B, de 4 ori 3, și asta este 4 la a 3, sau știu eu ce e acolo. Ce bucurie! Da, deci avem rezultate diferite. Să știți că este o bucurie, că dacă voi ar trebui să memorați formula asta pe de rost, cu siguranță o să o uitați. Asta o și dacă știți să o demonstrați... O memorez. Ei, o memorez, dar... Dar știi, e foarte mare. Trebuie să găsim o șmecherie. Atenție! Când am ridicat la a doua, vedeți? Am început, dacă e la a doua, să începe cu A la a doua. A-ul scade un pic, din 2 vine 1, dar zice B-ul, zice, la cât ajut eu. Și vine B-ul și pune o mână de ajutor, 1, 1 și cu 1 fac 2. A-ul se topește, dispare, a fost la a doua, la a întâia, la 0, la 0 nu mai există, și pe B la 2. Da. Da. Corect. Deci pe timp ce A-ul descrește, B-ul vine și îl ajută și crește. În final, B-ul va fi la puterea cea mai mare. Adio, șmecherie asta, trebuie să fie atent. Urmăriți-vă. La A plus B totul la a treia, începem de la A la a treia. Da. Și pe urmă, A-ul scade un pic din la a doua, vine B-ul și îl ajută. La ce A-ul la întâia vine B-ul și A-ul mai scade un pic și lasă cât de sprijin eu, de la a doua. Și A-ul dispare de la a treia. Deci pe timp ce exponentul lui A scade continuu, B-ul crește continuu, da? Tot până la 3, până tot unde? Tot până la 3. Da. Deci tot la a treia suntem. Atenție. Deci dacă ridicăm la a treia, începem pe locul întâi la a treia. Păi da. Da, cu A-ul la a treia, după care A-ul descrește câte puțin. 3, 2, 1 și dispare. La ultimul dispare. Iar în timpul ăsta, B-ul care vine, începe să crească. B la 3, B la 2, B la 3. Aici este un B la 0, s-o pătit. B la 0 este 0. Dar 3-ul din față, cum le facem? Aici e o mafioșmecherie care trebuie să o spunem.
Dar la a patra se mai urmări dacă se întâmplă chestia asta. A la a patra. A la a patra, a la a treia, a la a doua, a la a întâia, a la zero. Și gata. Iar Beu a venit. Be la a întâia, be la zero, poți să spui. Da, be la a întâia. Zero, unu, doi, trei și patru. A, deci ea o descrește și Beu crește. Asta, mă, asta mă străduie să vă spun, mă. Asta e și mecheria. Cifrele din față să vedem cum. Acolo va fi o problemă, dar fiindcă ați găsit asta. Asta ca să țineți minte. Voi A plus B, totul la A cincea. Ia să facem. Egal cu A la A cincea. Fără numerele astea, că nu știm. Nu știm. A la A cincea. Ba cu ba da, știm pe A, B, totul la 4. Deci, bine măi, să nu demonstrăm. Nu demonstrăm. Să încercăm să facem formula. După șmecheria asta, cum descresc. Deci A la A cincea, plus. Plus. 4 ori A la A cincea. Nu 4, nu știu, mai nu știu. Păi numărurile astea le faci. Deci numărul. Literele. A la a patra ori B. Plus semn întrebare. O cifră ori a la a cât? A la a treia. Ori B la a doua. Corect. Adi și Conca. Adi, te-ai prins? Da, eu m-am prins. Deci 5, 4, 3, 2. Acum, semn întrebare a la a doua, B la a treia. A la a doua? B la a câta? Be la a treia. Așa, a, mă, așa, că crește. Așa. Și mai descrește. Ori be la a patra. Un număr. A ori be la a patra. Da. Plus. Și a la zero ori be la a cincea. Adică be la a cincea. Da. Plus be la a cincea. Fără. Nu da, be la a cincea, că nu, încă nu știți, da? Be la a cincea. Copii, toată problema este să găsim semne de întrebare. Acum ar fi să muncim A plus B la 5 înseamnă A plus B la 4 ori A plus B sau A plus B la lângă A plus B. Da. Și să mulțim paranteze, găsim semnele acelea. Dar hai să ne jucăm. Hai să ne jucăm un pic. Atenție. Ascultați. La momentul care am ridicat la a doua am avut 1, 2, 1. Ia să vedem. 1, 2, 1. Deci când ridicăm la a doua sunt 1, 2, 1. Da? Când am ridicat la a treia e 1, 2, 3. Când am ridicat la a treia sunt 1, 3, 3, 1. Când am ridicat la a patra? Când ridicăm la a patra, e 1, 4. Când ridicăm la a patra, avem 1, ce pun pic mai mic? 1, 4. 1, 4. 6. Scrie exact ca, scris ca la mine, 6. 6, 4. 4 și terminăm cu 1. Sunt din ce în ce mai mulți, de ce am, da? Da, la a cincea nu știu. La a cincea nu știu. Dar hai să ne uităm. 3-ul ăsta l-am obținut 1 plus 2 și am pus la mijlocul dintre ei. Da. 2 plus 1 tot 3 și 1. Deci începe cu 1. Se termină cu 1. Se termină cu 1. Atunci e 1, 1, încep mai mic așa. Acum la 5 o să fie 1, 5. 1, 5, da. 1, 4, 5. 1, 5, 0, 10, 10. 4, 6, 10. Ai zis ultima cifră. 1, 5, 10, 10. 10 și 5. Ce tare! Și iar 1. Bă, ce tare! Deci acolo, în loc de semnul de întrebare, dacă punem 5, 10, 10, 5? 5, 10, 10. Nu, o să le demonstrați, nu cred. 10, 5, 5. Trebuie să-l demonstrați, domnul profesor, nu cred așa ceva. Nu credeți. Nu, nu, nu credeți. Deci e superbă chestia. Înseamnă că la 6, dacă se termină cu 6, vom începe cu 1 de aici. Începem cu 1, 6, uite acolo, 15. Așa este. 20. Da. 15. Da. 6. Da. Și iar 1. Și iar 1. Wow. Băi, noi suntem deștepți rău. Și 1 ăsta, punem 1 ăsta, când e la întâia. Dar eu nici nu știu între ăsta. Și asta este triunghiul din Pasca. Da? No, și ca la pista de bowling, cum se așa... Bă, da? Bă, ce... Triunghiul din Pasca. Care îi oferă coeficiențe la orice putere. Și eu, dați-vă, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Și pe aceea 6... Deci până la mijloc, cresc și până se repetă. Da. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ca la bowling, cum se așa zate copicile. 1, 6, 15, 20... 15, 6 și 1, da? Deci, bravo, Ana. E acest lucru foarte, foarte spectaculos, interesant. Da? Deci dacă voi faceți asta și știți regula aia crescător-descrescător, la orice putere poate să fie ea și la 100. Și la 100, și la 100 mai că trebuie făcut triunghiul ăsta. Da, la 100 e cam greu. La 100, deci trebuie să faci un triunghi mare acolo pentru că ajungi. Da, cum se numește triunghiul ăsta? Triunghiul lui Pascal. Lui Pascal. Lui Pascal. Triunghiul. Bagă la cap.
Pe unghiul Pascal, băi, mă, ce? L-am plinat. 1, 2, 1. Bravo, domnul profesor. 2, Pascal. Da. Deci triunghiul lui Pascal care ne permite, nu? Să ridicăm la orice putere. Ce ați observat? Ați observat că pur și simplu la matematică reușești să nu obosești niciodată. Bine, deci spuneți. Nu obosim nicio clipă pentru că facem niște lucruri spectaculoase. Da? Vă las pe voi acum, cred că s-a umplut tipul, cât este tipul? Să facă un acus de la ceva? Stai. Avem. Că tot o văd pe neliniștită, dar trebuie să mă aștept că pe mine mă deconecteze Daria. Faptul că ești pentru tine. Îți promit. Nu, dar mi-ați dat o problemă. Imediat. Face pe mesia aritmetică. Daria, ți-am promis că fac. Însă, facem și mâine. Facem, da. A minus B ar fi egal, să vedem noi dacă chiar așa este. Vedeți voi ce, la punctul C sau D care era acolo, am descoperit o egalitate, nu? A minus B totul la doua este egal cu... Deci, Daria, ți-am promis că facem problema ta? Da. O facem. Nu mai fie neliniștită, că îmi transmiți neliniștea ta și mie. Așa, să zicem A minus B totul la a doua. Miluna, te rog, ce formulat era? Pe care am descoperit-o. Cu numele acelea, când am... A minus 2 totul la 2 egal cu la 2, minus 2AB plus de la 2. Ei, uitați-vă, nu așa era? Nu erau două rezultate. Sau trebuia să demonstrăm pur și simplu. Deci A minus B totul la 2 îi A pătrat minus 2AB plus B pătrat. Haideți să știi că mama s-a uitat, cred că se uită în direct. Și acum îi putem transmite. Că astăzi te-ai comportat excelent. Excelent. Da? Să vedem ce spune. Păi nu-i face ziua dacă nu, așa că e mâncat. Ai, ce greutare are ziua de astăzi. Da. Și de asta s-a comportat. Se poate. De acum înainte. A înțeles, domn profesor, a înțeles de aia. Da. Adică, hai să o facem pe asta. A minus B totul la a doua este egal cu A minus B. Pe lângă A minus B. Și tu pierd, dar și egal cu. Dar ce înseamnă? Da. Deci a pus două. Deci a pus pe o paranteză, mulțit cu altă paranteză. Păi cum de face? Deci a pus doi ăla sus. Păi... A, ea nu știe la putere. Da, nu-i nimic, lasă că... Nu-i mi-ai explicat. Doi la... Pierd timpul. Da, pierdem timp, lasă. O să... Îți explică, mama. Deci, acum, Miruna, mă ajuți. Hai. Aura... Da, îl luăm pe primul și mulțim cu amândoi. Da. Aura, zi. Așa, a la doua. Minus. Asta e, că e plus cu minus AD. E A ori minus B. Corect. Minus la AD. Mulțire, hai să ne amintim semnele. 2 AD ori minus 3 înseamnă de 2 ori minus 3. Adică minus 3. Șase. Minus 3. Face cât? Minus 6. Corect. 2 ori minus 3. A ori minus 6. A o să fie minus AB. Da. Deci la mulțire, când unul e așa și unul e așa, obține minus AB. Corect. Deci una, deci vine A ori minus B face minus AB, da? Și am terminat cu AU. Cine vine la lucru acum? Minus B. Da? Și vine minus B ori A, B ori A, A ori B. Și încă unul e cu minus și altul cu plus. Minus AB. Minus AB. Nu trebuie să mecanic. Exact. Eu vreau să... Ai aici, Adi. Unul cu minus, altul cu plus. E minus. Face minus, da? Fără să... Să faci acest lucru. Eu știam că se întâmplă așa.
E grav. Școala asta românească, dacă nu vine să țip în gura mare, vine să ies în stradă, să țip. De ce nu vine mai din timp cum trebuie să o facă la copiii ăștia de la 3-a la 4-a? Că exersând așa, nu-i mai bagă în panică cum se întâmplă cu ei de așa. V-am spus, dacă acum la clasa a 6-a, semnile algebră nu s-au știut și nu se știu, termină clasa a 12-a și nu știu semnul algebră. Deci minus B ora cât e? Minus B ori A, minus A ori B. Minus A, B. Minus A, B, scurt. Iar minus ori minus, minus 2 ori minus. Ăla-i cu plus. Ăla-i cu plus. Așa. Unul e așa și așa, când îți dușman, când minus, mă, și mulțirea. Este simplu, foarte simplu, dar trebuie să fii definitiv înțeles. Să intri în cap. Deci minus B ori A e minus A, B din nou. Nu vreau mecanic, copii, că mecanic veți avea multe probleme. Deci de 7 ori câte minus 3, minus, minus, minus 7 ori, minus cât de acolo. Să mai repar încă. Deci, haideți să luăm. Uite acolo. A ori A de A, amândoi se cu plus, face A pătrat. A ori minus B face minus AB, dacă unul e așa și unul e așa. Anca, minus B ori A sau A ori minus B face minus AB. Da? Și acum, minus cu minus la mulțime. Plus. Plus B pătrat, da? B ori B, B pătrat. Și egal mai departe cu A pătrat. Și minus la adunare, minus A, 2, minus 2. 2 AB. Minus 2 AB. Da, minus 2 AB. Minus, că am minus 2 AB. Suntem la adunare, AB. Dar și cum aș spune, minus 7 și cu minus 3, cât obține minus 7, minus 3? Minus 7, minus 3, minus 10. 10. Minus 10, da? Da. Adică, Adi, hai să mai insist, atâta mă strădui ca să pricepe să nu mai învățați mecanic și vreau să se întâmple asta. Și încă o dată, știi, în partea stângă, sunt numere negative, în partea dreaptă, sunt numere pozitive, da, și în partea stângă numere negative. Deci, Adi, minus 3, asta este. Și mai pun minus 7, minus, iată, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și cât, până unde am ajuns, punând încă în stânga 7? Am ajuns la minus 10. Da? E minus încă una, încă una, încă 7 și deci am ajuns la minus 10. Deci cât am pus aici? La minus, minus 7. Deci minus 3 și cu minus 7 fac minus 10. Minus 10 segmente stânga. Da? Deci, insistăm și spunem, da, am A pătrat, minus AB și minus AB face minus 2AB. Și plus B pătrat. Da? Minus 2AB plus B pătrat. Așa asta era formula pe care am punctat-o, deși prin exemplu practic am anticipat în exemplu respectiv, ca să este răspunsul. Hai să vedem acum A minus B, Adi, te rog să mai concentrezi, ai obosit, te văd. A minus B, totul la 3. Mai rezist puțin. Mai rezist un pic, n-ai încotro. Hai zi, A minus B, că e vorba de ziua ta de mâine, ce să nu rezist, că n-ai încotro. Deci A minus B, totul la 3, va fi egal cu? Păi știm cât e. Este egal cu A minus B, mulți cu A minus B, totul la A doua, nu? Da. Deci, fiindcă e la a treia, înseamnă A minus B la a treia, ori A minus B la a doua. Și egal cu... A minus B. A minus B. Pe lângă. Pe lângă. Asta am făcut-o, Adi. Da. Cât este? E A la a doua minus 2AB plus B la a doua. Plus B la a doua. Și egal mai departe cu? Deci minus B. Anca, te rog să continui. Așa. Poți să spunem că mi-a revenit. Ți-a revenit? Deci ai fost accidentat? Deci începem. A ori A la a doua? Ai zis că ți-a zis? A la a treia. Deci egal cu A la a treia. Apoi, totul, adică ai zis că ți-a revenit. Minus 2 A la a doua B. Așa, minus 2 A la a doua B. Deci eu mi-am adăugat semnele. Minus plus ce? Deci A și ăsta am putut să cu plus. Deci plus A, B la a doua. Da. Ca și cum aș fi două numere mulțite, obișnuite. Da. Plus A, B la a doua. Și am terminat cu A. Cine intră la rând? B-ul. Anca? Nu B-ul, ci minus B.
Așa, minus B și cu minus B cu A la 2. Cu plus A la 2, sub B la 2. Da. Face cât? B A la 2. Semnul? B A la 2. Minus B ala sau minus A la a doua B. Da. La alfabet așa este obișnuit, da? Minus A la a doua B. Și am terminat la mulțirea cu minus cu pe A la a doua. Acum, Anca, minus B ori minus 2 A B. Minus B ori. Nu mi-e tranic. Deci la mulțire cu plus, așa. Deci, la înmulțire, când sunt prieteni, obții plus, când sunt dușmani, minus. Așa, păi eu știu mulțire. Prieteni. Acum, minus cu minus. Deci sunt prieteni, obții plus. Așa. Deci obținem cât? De ce nu știu? Obținem 2 plus 2. 2. Anca, 2. 2, B. B la a doua va fi, dar să se zice pe A. 2, A, B la a doua. Mai avem de mulțit pe minus B cu cineva? Am mulțit cu ăsta, cu ăsta. Cu B la a doua. Așa. Adică e minus B la a treia. Minus B la a treia, sigur că. Și acum să reducem termenii asemenea. Deci egal cu. Hai să vedem. A la a treia încă mai avem undeva A la a treia? A la a treia nu. Îl copiem. A la a treia. A la a doua B. Dacă mai avem A la a doua B. Da, da. Da. Deci avem aici 1 și 2. 3 ori A la 2 B. Deci minus 3 ori A la 2 B, că sunt 2 aici și că încă 1. Minus 3 de ăștia, că suntem 2 minus. Că urmă, A B la 2 mai avem undeva? A B la 2, da. Și aici, acolo, da. Și 3 A, da. Plus 3 A B la 2. Și în sfârșit, B la 3-a. Nu mai avem. Adică minus B la 3, da? Da. Deci n-a spus plus, domn profesor, că eu văd că ei nu zic semnele, le zice dumneavoastră. Mai insistăm un pic. Am senzația că nu înțeleg. Bă, da. De aceea trebuie să insistăm. Da, voi ziceți numai A, B la a doua, sau 3 A, B la a doua, voi nu ziceți plus, domn profesor, ziceți plus. Păi așa ne întreabă dacă mai avem. Bun, hai să vedem. Hai să vedem. Deci asta ar fi răspuns. Asta e formula. Asta ar fi răspuns. Da. Hai să scriem și noi aici, sub asta la altă, zicem A minus B, totul la A treia, am găsit este A la a treia. Minus 3 la A la a doua B. Minus 3 A la a doua B. Plus. Plus 3 A B la a doua. B la a doua. Minus. Și minus B la A treia. Da? Minus B la a treia. Iată formula pusă la punct. De la A minus B totul la A treia. A minus B totul la A treia. Ce păcat că nu le-am lăsat și pe alea cu plus pe tablă. Da, că le făceam o comparație, da? Vai, ce spectacol. Eu da, așa facem. Acum facem. Le punem pe partea asta. Știți, ei dau cap, ochii peste cap, dar nu-și dau seama ce învățați de fapt. Da. Nu-și dau seama, efectiv. Deci eu sunt dată pe spate. Deci A plus B totul la a doua. Ne uităm comparativ copii, egal cu A la a doua plus 1 B la a doua, ca să fiu bun oral, plus 2 AB, plus B la a doua. Plus 1 B la a doua, ca să fiu și mai atât. Dar ia uite asta, A minus B totul la a doua, copii. Este 1 ori A la a doua, minus 2 A. E minus 2 AB, plus B la a doua. Practic aceeași formulă, numai dar aici a apărut minus. Uitați-vă, e minus. Acum, la A minus B, A minus B totul la a treia, a zis că este A la, nu, A plus B, că A minus B am scris-o, domnule. A plus B, da. Da. E A la a treia, plus a 3, ia uitați-vă, plus 3 A la a doua B, A la a doua B. Plus 3, 3 A, B, a la a doua. B la a doua, plus B la a treia. Uitați-vă că A minus B totul la a treia e aceeași formulă, copii, aceeași termen, numai că unul e cu plus, unul e cu minus, unul e cu plus, unul e cu plus, unul e cu minus. Sau, dacă vreți să rețineți și într-un mod, într-un alt mod, este că atunci când B-ul intervine, fiindcă el este cu minus, influențează aici. Când B-ul e la a doua, este el minus, dar la a doua face plus. Deci B-ul când este corect ce ai spus tu că alternează, dar acum explic de ce alternează. Dar haide să-i prindem, că ei dorm. Da. Deci copii. Deci uitați-vă un pic, că e fascinant ce vă arată domnul profesor. Bun, hai să vedem dacă ai înțeles, ok. Uite, A plus B totul la a patra, că am făcut-o demonstrată, domnul profesor. Dacă vreți să o scrieți. Da. A plus B totul la a patra e A la a patra plus 4 A la a treia B.
plus 6 a la a doua, b la a doua, plus 4 a... voi, copii. Plus 4 a, b la a treia. Scrieți, copii. Plus b la a patra. Și hai să analizăm, să punem la minus acum, dacă ați înțeles. A minus b totul la a treia. Anca, Miruna. Când faci exercițiul ăsta, de, așa cu capul sus, este un exemplu că n-ai înțeles. Exact. Mesajul mamei era așa. Noi știm pe a plus b la a patra. Hai să vedem, am era vorba de 4, 6, 4, nu știu ce. Dar tu știi chestia aia. Asta am vrut să vă arăt. Asta am vrut să vă arăt. Să vă prind, că dormeați. Super. A la 4, a minus 4, a la 4. Hai să spun, încet, încet. Bun. A la 4. A la 4, a minus 4. Nu te grăbi. A la 4. A minus 4, a la 3, b plus 6 a la 2, b la 2. Anca mai departe. Bă, cât am prins. Super! Da. Minus 4, super. A, b la 3. Și Miruna? Și Miruna? Plus b la a. Asta am vrut să vă arăt, copii, că voi dormeați deja și dădeați ochii peste cap. Ia la a cincea că ați făcut-o, domnul profesor. Tot eu. A plus B la a cincea, ați făcut-o, domnul profesor. Hai să scriem aici. Miruna, te rog să-mi spui. A plus B totul la a cincea, mi-o dictez. Da, egal cu. Ce simplu e. A la cincea. Deci este a la a cincea. M-am prins. 5 ori a la a patra. A la a patra B, se zice. A la a patra B. Plus a la a treia. Plus 10. A la a treia, B la a doua. Plus 10 a la a treia, B la a doua. Plus. Plus. 10. 10 a la a la a doua, B la a treia. Plus 5. A, B la a patra. Plus 5. Plus B la a cincea. Și după modelul acesta, facem A minus B totul la a cincea. Da. Deci A minus B totul la a cincea începe Miruna, egal cu Miruna. A5, da. Minus 5. Mai tare, Miruna, minus 5. A la 5 minus 5 ori A la 4 B. A. Adi? Așa, plus 10 A la 3 B la 2 minus... Așteaptă, 10... încerc să scrii după. Minus. Minus 10 A la 2 B la 3 A. Și Anca să zică? Anca. Deci a fost minus, acum urmează? Minus. Păi dacă a fost minus, ce urmează? Plus. 5. Plus 5 a b la 4. Da. Și acum? A fost plus minus. B la 5. Minus b la 5. Mie mi se pare spectaculos. Da. Deci, vedeți, se repetă, numai că aici alternează. Și eu insistam să vă spun. Aici e b-ul la 1. Aici e la 3 și la 5. Când e minusul la puterii impară, face minus. Și de aceea influențează aici. Când e minusul la putere pară, B-ul la putere pară, plus. Minus la putere pară, la a doua, la a patru și nu ai făcut semnul astea, face plus. Deci la a doua, B-ul la a doua și B-ul la a patru, l-au făcut plus. Când e la a întâia, la a treia și la a cincea, este minus. Da. Exersați și pentru la a șasea voi. Deci vreau să găsiți A plus B la a șasea. A plus B la a șasea. Egal cu. Și A plus B, A minus B la a șasea. Dar demonstrat. Demonstrat cum am muncit. Cum am muncit. Voi v-ați prins. Da. Și am încercat să vă arăt spectaculos. Da. Dar trebuie muncit să arătați asta. A minus B la a șasea și A plus B. Și A plus B la a șasea. Da? Și aduceți-vă aminte și de triunghiul lui Pascal ăla, că e așa. Sigur că da. Da, băi, și după ăla mai iau eu. Sigur că da. După ăla o să ne luăm ca să construim coeficienții. Dar nu. Noi construim coeficienții muncind. Și pe urmă verificăm dacă triunghiul lui Pascal minte. Adică la A minus B totul la 6, veți folosi A minus B la 5, ori A minus B. Și munciți cu A minus B la 5, care știut, munciți acolo paranteze, tot. Cum am trecut de la 2 la 3, la 3 la 4. Da? Astea două le-a pescat. Fiindcă ați obosit, ne oprim aici, da, dar așa este. Am vrut să-i prind pentru că ați văzut că ei dormeau, nu mai vreau că să vă... Sigur că foarte bine. De aceea spun încă o dată prezența ta. Da, face și cu tine. Acum fac. Da. Deci ei nu mai vreau să vă asculte. Da, dar și de aceea am simțit nevoia să le arătați cât e de fascinant, cât e de frumoasă matematica, că nu trebuie să învățați formule pe de rost. Cum domnul profesor v-a învățat șmecheria asta cu triunghiul lui Pascal, că eu fac imediat acum la a șasea și la a șaptea și la unde vrea domnul profesor, vă fac imediat după triunghi.
Și mi-este foarte ușor pentru că am demonstrat până la a cincea. E atât de frumos și de spectaculoasă matematica. Haideți și voi un pic să vreți. Cum ai avut astăzi, Adi, trăirea interesul aceea? Interesul. Și trăirea aceea, bucuria mare care ți-a prins, când ai spus, am făcut egheștile acasă și mi-a ieșit. Da. Mai notați-vă, pentru mâine, încă minim 5 egheștii la alegere. Tot minim? Minim. Adică dacă îți faci 6, Adi, nu mă supăr. Miruna, tu ești datoare să faci 8, 9, 10, că Adi s-au dus la 7. Haide, o competiție ar vrea între voi frumoasă, nu o competiție de aceasta egoistă. Da, și mâine facem media aritmetică și... Neapărat facem mâine. Și ecuații. Ne-am dus aici și am dus la foarte chestia. Frumos că am ajuns la exercițiul acela, foarte frumos. Da. E bine, hai să ne întoarcem la problema. Hai, Daria, și tu, da, problema ta. Dar sunteți atenți și la Daria, da, pentru că și problema aceea la care o avem datorului. Daria, Daria, am spus așa că un... Un caiet plus 2 stilouri egal cu 10 lei. Eu dau acum plus 2 stilouri, da? Da. Stilouri egal cu, cât ai zis? 30 de lei. 30 de lei. 2 caiete și 5 stilouri fac 70 de lei. 70 de lei. Află cât costă un caiet și un stilou. Cum ai gândit? Păi mi-am făcut mai întâi 70 minus 30. Dar de ce ai făcut 70 minus 30? Pentru că vreau să văd care este diferența dintre acelea două. Pentru că am văzut că unul la caiet urcă cu 1 și la stilou urcă cu 3. Și m-am gândit că aș putea să fac, să scar, să văd diferența. Apoi am făcut... Bun. Apoi am încercat să fac 70 plus 30. Le-a adunat. Da, și mi-a dat 100 și am făcut 100 împărțit la 10. Pentru că am făcut 5 plus 2 plus 2 plus 1 și am făcut apoi 10 ori 3 pentru că sunt 3 caiete. Am făcut 30 împărțit la 3. Hai că nu te mai pot urmări. Nici eu. Am sentimentul că ai niște slăbiciune la asta. Revedem încă o dată chestia asta. Și tu ai spus așa, ai scăzut din 70 pe 30. Da. Și zice, în 40 acela s-a încorporat un caiet și câte stilouri? Un caiet și 3 stilouri. 3, da. Un caiet și 3 stilouri. În 40. Da. În 40, corect. În prețul ăla. Dar nu încă n-ai ghicit care este prețul la una și la celălalt. Tu urmai, ai adunat pe toate. Și când le-ai adunat pe toate, ai zis... Le-am scăzut. Le-ai scăzut o dată. În prima fază le-ai scăzut. Da. Când le-ai scăzut, mi-ai dat următorul răspuns. Că un caiet și 3 plus 3 stilouri egal costă 40. Asta ai dedus tu din ceea ce ai avut aia și pus pe tablă. Pe căițel. Pe urmă le-ai adunat pe toate. Am adunat, da, 70 plus 30. Dar de am... fapt, ce ai făcut când le-ai adunat pe toate? Ai spus 3 caiete. Da. Plus și 7 stilouri. 3 caiete plus 7 stilouri ar fi 100 de lei. Eu am înțeles până aici, dar de aici încolo... Și de aici cum ai făcut? Am făcut 100 împărțit la 10. De ce ai împărțit la 10? Pentru că m-am gândit să fac toate... Pentru că 5 plus 2 plus 2 plus 1 ar fi toate obiectele care le-a luat. Și am vrut să văd dacă împart la 10... Adică, da, dar nu sunt... Nu, le-ai pus. Dacă împart, ce s-ar întâmpla? Dar nu știi că sunt prețuri egale. Corect. Deci când ai plecat, împărțit la cele 10, pe 100 împărți la 10, e de parcă... Ai fi spus că prețul caietului și coastelor ar fi 10. Deci, vezi ce fac eu acum? Eu vreau să te invit să înțelegi că ne elaborăm un raționament. Trebuie să aibă temenicie. Am vrut mai întâi să fac 100 împărțit la 3, împărțit la 7, numai că 100 împărțit la 3, dar nu facem operațiile astea. Asta e grav. Vreau să fii lângă mine acum. Da? Copiii la școală, învățătorii, nu sunt atenți la ceea ce înseamnă elaborarea corectă. Deci le adunăm, le mulțim, le împărțim. Păi și nu se întâmplă copilul să dea... Atenție, Mihaela, ce spun. Da. Se întâmplă să dea din la presneală, cum se zice, într-o limbaje exact. Vulgar, un răspuns să fie corect, dar fără să vadă dacă e rezultatul, un relaționament trebuie corect. Trebuie să fie foarte clar în mintea noastră de ce am făcut așa, cu ce ne ajută. Deci, acum ai tu împart la 10, că așa să faci obiecte. Eu. Dar sunt 10 obiecte, dar ele sunt prețuri diferite. Nu te super, da? Hai să vedem cum ești atent acum ca să vedem cum gândim. Eu cum aș face eu așa? Ea zice, măi, pe un caiet și 2 stilouri dă 30.
pe două caiete și 5 stilouri dă 70. Ia stați puțin, putem să facem 100 minus 40. Pentru că... Ba da, pentru că ar fi, pentru că ar fi un stilou de acolo care l-am plus 3 și ar fi toate obiectele care le-am scăzut și atunci ar da 60 și am putea să facem... Hai să vedem cum vrea domnul profesor, că iar mai pierdut. Nu. Că nu e corect. Că scăderea, din nou ești tentată să faci în virtutea ceea ce ai prins de la clasă ca niște automatisme. Hai să le scădem, hai să le adunăm, să le... Deci ea are greșițul ăsta, exact, de la clasă. Și este foarte grav, pentru că nu facem așa la întâmplare, ci este limpede să o facem în virtutea a ceea ce trebuie făcut corect. Și acum, visăm. La matematică este super. Spune, dacă ar fi luat el două caiete și patru stilouri, pare, dacă pe un caiet și două stilouri dă 30 de lei, dar pe două caiete și patru stilouri... Cât dă ea, Dari? Nu 40. Păi două caiete și patru stilouri. Pe un singur caiet și două stilouri dă 30. Da. Dacă dar pe două caiete, dublăm asta, vrea să ajungă acolo să spune. 60. Pe două caiete și patru stilouri dăm 60. 60. Deci ce facem acum? Am înmulțit cu 2 egalitatea asta, am dublat. Ne-am imaginat că el ar fi cumpărat două caiete. Deci este spectaculos ce vă spun acum. Ăsta e momentul din... Ăsta e, corect. Foarte tare aleghe și ce vrei. De ce nu ești nemulțumită, Daria? Urmăiește-mă, da? Da. O să fii încântată. Deci, ne imaginăm că el ar fi cumpărat nu un singur caiet și două stilouri, ci două dublu. Caiete. Și două caiete. Două caiete plus patru stilouri ar fi dat 60 de lei. Și pe cea de-a doua situație o păstrăm. Două caiete și 5 stilouri. Asta înseamnă că un stilou costă 10 lei pe două. Asta a fost momentul. Deci momentul cel mai tare al problemei este... Pentru că două caiete și 4 stilouri, dacă costă 60 de lei și deja acolo am două caiete plus 5 stilouri care costă 70. Înseamnă că un stilou costă... Asta, mă, dar de ce n-am zis eu de 3 ori? Și de ce nu zic de 3 ori? 3 caiete. Deci nu zic 3 caiete și 6 stilouri. Nu mulțic cu 2. De ce cu 2? Pentru că... Da. De ce am amplificat și l-am făcut direct, că acolo nu stia. Stai puțin, pentru că fiecare a crescut, într-un fel am făcut 1 ori 2. Pentru că relația a doua, în relația a doua erau 2 caiete mari. Asta, să avem aceeași comparație. Și atunci înseamnă că 2 stilouri costă 20 de lei și un caiet costă... 10 lei. Asta înseamnă că un caiet costă 10 lei și un stilou costă 10 lei. De aici am mers. Dar aici vreau să insist pe chestia asta, Daria. Daria, vezi, ideea asta, visul meu de a-ți imagina așa, oare dacă pe un caiet și două stilouri de atâta, pe două caiete și patru stilouri, deci m-a interesat doi neapărat ca să ajung la aceeași criterii de comparație. Doi sus, doi jos. Ăsta e motivul tare. Și să rămână diferența doar la stilouri. Deci n-am făcut-o la întâmplare. Scădem, le adunăm numele acelea. Acum tu te gândești la mâncare, copiii mănâncă. Dar ai prins-o? Da. Dar nu numai și copiii, și ceilalți trebuie să vadă. Da, și valabil și pentru ei. Un caiet cu 3 stilouri, egal cu... Un caiet? Un caiet cu 3 stilouri, egal cu 40 lei, aștept, cred. Da. Așa, prin scădere, dacă da. Scădem 40-30 și 120 lei și așa am putut. Un caiet și 3 stilouri, dacă le scădem pe cele două ore. Un caiet plus 3 stilouri. Egal cu 40. Egal cu 40. Și aici și dacă comparăm cu prima. De altă parte, comparăm cu asta. Un caiet și 2 stilouri. 2 stilouri egal cu 30. Iuna, este perfect. Am ajuns. Corect. Același lucru să-l avem și sus și jos. Corect. Da? Deci, merg cu ideea care ai putut tu să scădem din 70 pe 30. Da? Din 70 scădem pe 30. Și în clipa în care am scăzut din 40, a apărut un caiet și 3 stilouri. Dar eu am una din ele cu un caiet și 2 stilouri. Corect. Deci ori facem așa, ori facem pe ideea multiplicării cu 2 aici în relația și este ca să avem aceeași comparație. Cu alte cuvinte, avem posibilitatea să manevrăm cu relațiile acestea până când avem același criteriu de comparație, adică aceeași cantitate și la prima și la a doua, ca să ne apară diferența. Și ea mănâncă, dar eu am să-i scriu, dați-i o problemă, ca să mă conving eu că a înțeles. Acum, deci, pe
două caiete. Plus 3 stilouri. Acum eu trebuie să fac problema în minte în felul următor. Eu îmi iau prețul. Un caiet. Îl am tot cu 10 lei. Acum domn profesor vă zice cum gândește autorul. Eu acum destăinui sau vă arat cum gândesc în culise. Deci mi-am luat 10 lei un caiet. Stilouă, să zicem 20 de lei, ca să fie. Da, ca să fie diferit. Să fie 20 de lei. Și acum zic așa. Două caiete fac 20. 3 stilouă, 60. 20. Și cu 60, 80 de lei. Pe 4 caiete și 5 stilouă. Nu, și 7 stilouă. 7 stilouă dă un preț de... Fac calcul, 40 și cu 7 ori 2, 140, 180 de lei. Cât costă un caiet? Cât costă un stilou? Da? Deci asta-i tema. Fac? Da. Fel de probleme de acestea. Dar vorbim și pentru voi copii. Da. După principiul domnului profesor, da? A lipsat cum a gândit raționamentul corect. Ușor! Bine, bine, nu mă interesează să zici ușor, mă interesează să văd... Practic. O să... Bine, că acum tu... O să găsești și una, două metode... Bine, să ajungi la, la valoarea asta. Nu că pune... Nu mai plouă, merge la agricultură? Nu, nu mai merge, nu mai merge, că Haideți copii, spuneți finalul. Finalul. Vreau să spunem, să finalizăm așa spunând. Lecția de astăzi a fost foarte interesantă, a fost încântat. Și eu. Ați fost prinși până la loc în priză, ați abandonat, după care ați revenit din nou, da? Bine, Ade, te vreau ca astăzi. Miruna, mai bătăiasă ca obișnuită. Azi nu ai fost tu în abilitate. Hai să spun pe cea dreaptă. Vreau să fie o activitate asta susținută, să fie, când am schimbat, ca la butoane să umblu. Da, și Adi, Miruna, Anca, Adi, Miruna, Anca, 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 Miruna, nu se știe pe cine pun. Da? Deci așa vreau la lecții de asta. Ne vedem mâine tot loc. Ne vedem la tot loc. La revedere, dragilor.